Trei autobuze au ars în totalitate noaptea trecută într-o autogară din Târgoviște. Pompierii au fost anunțați în jurul orei 1 noaptea de izbucnirea flăcărilor și au intervenit cu două autospeciale. Din primele cercetări reiese că focul ar fi fost pus intenționat. Martorii spun că flăcările s-au extins la unul dintre autobuze, la celelalte două. Cazul a fost preluat de poliție, care a deschis acum un dosar penal pentru distrugere prin incendiere. În aceeași autogară, anul trecut au fost arse alte două autobuze. Atunci se pare că de vină ar fi fost oamenii străzii care mai dorm în vehiculele lăsate nesupravegheate. În legătură directă cu noi este domnul Eduard Țelea de la ISU Dâmbovița. Domnule Țelea, bună dimineața, ne auziți? Bună dimineața! Ce ne puteți spune din primele cercetări? Ce reiese? Deci, din primele cercetări, pompierii au stabilit ca și cauză probabilă a producerii incendiilor folosirea intenționată a sursei de aprindere pentru a genera incendiu, respectiv acțiunea intenționată. De restul cercetărilor se ocupă organele competente, respectiv colegii de la poliție. Domnule Țelea, putem vorbi despre victime? Este cineva rănit? Nu a fost, din fericire, nu a fost nimeni rănit în incendiu. Este vorba de trei autobuze scoase din uz de la fosta autogară Mondotrans din municipiul Târgoviște. Domnule Țelea, vă mulțumim foarte mult pentru aceste date.